402. Enchi Bench. Super! Wow, încă un bilet! Dacă mai câștigi câteva, o să ne putem lua geacă cu fiarele spațiale. Oh, da. Când o să avem noi destui bani pentru geacă, o să o dăm nepoților. Yummy! Jocul cu iepurașul este cad, de câte ori ratezi, iese un bilet. Trebuie să jucăm. Nici când, nu joc jocuri de bebeluși. Geaca cu fiarele spațiale. Da, și dacă ne prinde cineva jucând incorrect, o să o purtăm în sicriu. Nu te teme, o să stau de 6 ca să nu te vadă nimeni. Am o idee mai bună. Stau eu de 6 și joacă tu. Bine. Dar tu ai lovitura aia marfă pe sub mână. Toată lumea spune. Pe bune? Da, și faci ceva cu încheietura. Ceva super, nu știu. Da, sunt grozav, nu? Fie, dar ai grijă să-l mă acoperi bine. Yummy! Ai, chihuahua! Yummy! Nu mă mai împinge, sunt un iepuraș. Hrănește-mă, hrănește-mă. Hei, Spud, se pare că joacă jocuri de bebeluși. Oh, ce urât ți-au spus. Cred că vorbeau de tine. Vorbeam de amândoi, fraiere. Să o ștergem. Ce fraieri? Trebuie să le arătăm că nu ne-e frică de ei. Lăsați-ne în pace. Capete seci. Ce-ar fi să-i înducem pe fraierii ăștia în spate și să-i... Cine spune, ăla e! Hei, ești grozav! Ai reușit! I-ai speriat! Ai nebunit? 1-3? Vrei să-i dezbraci? Păi dacă o ții tot așa, rămâi fără haine! Crezi că ar fi posibil să te uiți peste umărul altcuiva? A fost vina ei. Tipic pentru șoferul neatent. Nu își asumă responsabilitățile. Super! O masă de ping-pong. Grozav. Mă bucur că vă place și vouă jocul ăsta. Deși vara eu prefer badmintonul. Vreau și eu. Și eu. Și eu. N-am auzit. Mulțumim, domnule Besser. Mulțumim, domnule Besser. Așa e mai bine. Dar trebuie să vă spun că a trebuit să iau din fondurile pentru extintoare ca să cumpăr minunea asta. După cum probabil că știți deja, am fost cel mai bun jucător din școala mea. Desigur, cu excepția fratelui meu, Tom, despre care toată lumea știa că trișează. A, putem să jucăm? Nimeni nu poate executa lovitura mea dublă. Nimeni. Aha. Putem să jucăm? Oh, desigur. Dar în loc să aruncați mingea unde Dumnezeu, voi fi bucuros să vă învăț câteva trucuri. Aliniați-vă! Nu vă împingeți! Nu dați din coate! Cine e prima? A, cine? Știu, vă simțiți intimidate în prezența unui maestru, dar ar fi păcat să nu transmit și altora cunoștințele mele. Uite cum facem. Vă ofer o mică demonstrație. Tilly? Foarte bine! Asta se numește serva fraierului. Trebuie să lovești mingea cu putere! Nu te teme! Uite! Primește! Întotdeauna eu încep o demonstrație cu ceea ce nu trebuie făcut. Să nu faceți asta! Și faceți asta! Echipament ieftin. A fost super felul cum le-ai spus tipilor alora să se... Da, a fost super. Dar nu am spus. Am spus. Hei, am înjurat doar pentru că. Pentru că suntem răi. Oh, da, răi. Foarte, foarte răi. Foarte.
De fapt, știți, serva nu e chiar așa importantă. Noi, profesioniștii, știm că apărarea contează. Servește tu, dragă. De asta trebuie să joci doar cu cei din aceeași categorie de greutate. Când ajungi la 100 de kilograme, ai să mă suni. Da, să le văd pe ele cum ar juca cu un deget reumatic. În sfârșit, jucăm și noi. Proaspăt vopsit. Nu vă obosiți, a fost vopsită. Nu mai spune. Știam eu că merge. Să jucăm! Nu putem să jucăm toate, trebuie să stabilim cine e prima. De acord, eu încep antrenamentul și când vă hotărâți, spuneți-mi cu cine joc. Cei, merit să fiu prima. A mea a fost ideea cu proaspăt vopsit. Da, dar eu l-am scris. Așa că eu sunt prima. Nu cred, surioară. Hei, încetați amândouă, ar trebui să avem toate aceeași șansă. O, fie bebelușilor. Formați un cerc. Enci, benci, țurcaza, rapis, papis, nod. Prinde muscanul ăsta, dacă-i vie, dă-mi o mie afară. Ba nu! Că ai început de la tine și toată lumea știe că se începe de la următorul, ce? De când? Întotdeauna încep de la tine. Da? Pe ce planetă? Și ce s-a întâmplat cu partea la popa la poartă e o mâță, dacă-i moartă mâncă o coaptă? Hei, uită-te la asta! Da, aș putea să-l bat și cu o mână la spate. Zmeii zmeilor, ai mai tari dintre tari și cu cel mai urât vocabular. Ai mai dintre... Ha, de acum nimeni nu o să se mai pună cu noi. După ore, hai cu bicicleta să înjurăm lumea. Doar să nu mergem în cartierul meu, s-a făcut. Ascultă-mă, nu merg de un cuvânt pe fiecare persoană. Fiecare persoană are două silabe. Enci, benci. Enci, benci. Atunci când îl aprinde muscanul ăsta, genii a primit doar nouă, o singură silabă. Și când spui dacă îi fie, dă-mi o mie, ai mie din nou doar o singură silabă. O singură silabă. Pentru că îi spui mie. E foarte clar. Nu e așa, ba nu. Dacă-i fie, dă-mi o mie, dacă-i moarte, mă cocoap. Bine, bine, asta e. Trebuie să am grijă să fiu benci. Salut, uite, m-am gândit. Pierdem o grămadă de vreme și nu joacă nimeni. Așa că, din spirit de echipă, m-am hotărât să urmez regulile lui Gabriel. Ca să nu mă acuze nimeni că nu sunt corectă, fac schimb cu Gabriel și numără ea. A înțeles, toată lumea? Știam eu că am dreptate, Enci. Stai! Nu vreau să iau de la capăt. Schimbăm numărătoarea. Nici gând. Rămâne Enci Benci. Ba nu. Un cartof, doi cartofi, trei cartofi, patru, cinci, șase cartofi, șase. Chiar vreau să-i mai trag o minge, mă înțelegi? Da, poate mai strângem niște vagabonți, mă înțelegi, nu? Da. Cinci cartofi, șase cartofi, șapte. Afară. Nu prea cred. Ar trebui să jucăm cu doi cartofi fiecare, nu cu unul. Trebuie să te plângi cu 19 cartofi în urmă atunci. Eu folosesc unul. Nimeni nu folosește unul. Întotdeauna folosesc un cartof. Cine a auzit să folosești mai unul? Și nu m-ar fi dat afară dacă Jordan ar fi început cu cartoful ei. Hamburger cu cartofi. Am întrebat-o pe mama și a zis că se folosesc doi cartofi. Gata cu cartofii. Ce, nu vrei cartofi? Mă rog, în sfârșit, pot să dau și eu niște brocoli la cineva. Ia de aici. Își închipuie că o să mâncăm. Și porcii mănâncă mai bine. Adică ce mai e și asta?
cum spui tu. Da, dublu. Oh, am auzit ce ați spus. Zău, du-te. Ei, las-o în pace. Nu, pe bune, să se ducă. Mulțumesc foarte mult, Poli, că i-ai denunțat pe vagabonzi ăștia. Cu plăcere. Și o să vă informez și despre doamna Belinkov și ce a făcut când a zis că e bolnavă. Sunt sigură că am văzut urme de bronz la brățara de la ceas. Deci, comportamentul vostru este inacceptabil. Aici sunteți la școală, nu într-un staul. Atunci de ce seamănă profii cu niște boi? Nu m-ați auzit pe mine să înjur. Eu mă controlez. Înjuratul este expresia unei minți inculte, needucate, fără creativitate. Mai să fie... Ați pus un cuvânt urât? Ba chiar patru. Încercam doar să vă demonstrez ce înseamnă un limbaj cu totul inacceptabil. Sunt convins că nu ați folosit astfel de cuvinte dacă ați fi știut ce înseamnă. Nici măcar nu știți ce spuneți, nu? Nu știu. Eu știu. E când doi oameni... Stai! Nu! De vreme ce vandalii ăștia mici sunt elevii dumneavoastră, nu vreau să vă subminez autoritatea. M-am hotărât însă să-i las pe mâna dumneavoastră. Dar vă dau un pont. Nu întrebați dacă știu ce înseamnă cuvintele alea. Băieți, domnul Besser mi-a spus că ați învățat niște cuvinte noi. E adevărat? Vă putem explica? Putem? Nu prea. Domnul Besser crede că ar trebui să-i sun pe părinții voi. Nu sunați! Mai dați-mi o șansă. Promiteți să nu mai înjurați? Jur să nu mai înjur. Asta e înjurătură? Nu. Uite cum facem. Vă mai dau o șansă, da? Dar dacă aud că ați mai înjurat, fie și numai o singură dată... Nu mai înjurăm! Mă bucur să aud asta, dar s-ar putea să nu fie atât de simplu pe cât credeți. Înjuratul poate să devină un obicei. Dar am eu o idee care ar putea să vă ajute. Când vă vine să înjurați, trageți de elastic, da? Așa o să vă amintiți că n-aveți voie. Elastice? Asta-i tot? Nici o pedeapsă? E grozav, nu? Da, și vreau să-mi scrieți câte un eseu de 200 de cuvinte despre de ce nu e bine să înjurați. 200 de cuvinte? Pe toți! Nu lipsește să mai spui decât că sunt 3 cartofi. Tu ai cartofi în loc de creier. Unde vă treziți? Nu vezi că ne jucăm? Cum sunt tunii, domn? Nu ești! Stați așa! Lăsați numărătorile, să facem par și impar. Impar! Par! 2, 3, trage! 8, 9, 10! Ați fost eliminate? Să se refacă numărătoarea. Aș fi fost par dacă nu era Gabriel. Toată lumea știe că se mișcă încet. Îl schimbă în ultima clipă. Așa a ieșit par în loc de impar. Vrei să spui că am trișat? Hei, dacă te simți vizată... Hei, ai nebunit? Nu mișca mâna! Dacă dai mai mult din brațe, o să zbor de aici ca un elicopter! Uită-te la popice! Nu mai privi în toate părțile! Ce faci? Te delectezi? Te rog, nu ești binevenit aici! Pleacă departe! Da, de ce? Ești mândru de scorul ăsta 11? Păi nu mă mir că e slab! Nu vrei să ascult nici cea mai mică sugestie! Mulțumim, jocule cu iepuraș, pentru că ne-ai adus gecile spațiale! Ei, stai așa! Ia uite! O stație de emisie recepție ca în fierele spațiale! Puteți primi mesaje de la distanță de 4 metri! Ai, chihuahua! Domnule, vreau să-mi ridic premiul!
Wow, 3 bilete, ești un adevărat maestru. La ce te aștepți la felul cum joacă? Ce am câștigat? Ai de ales, o beretă sau un creion? Da, dă-mi și mie niște mărunt. Bine, ce premiu vrei? Geaca cu fiarele spațiale! Care din voi o ia? Eu! Mă întorc. Haide, eu geaca! A fost ideea mea să jucăm iepurașul. Da, dar eu am fost ăla care a jucat. Bine, uite cum facem. O port eu anul ăsta și tu la anul. Așa e cinstit. Nu, nu cred că o să mai vine la anul. Atunci, ce-ar fi să o port eu anul ăsta și tu următorii 2 ani, eh? Hei, nici gând. Hei, cred că sunt destul de generos. Vreau mărunt. Vreau premiul meu. Nu mă, dă-mi floricele. Vreau o fisă. Oh. Noroc. Hei, era a noastră. Da, dă-ne geaca. Ghinion. Nenoroc, tică. Hai cărați-vă, tembelilor. Tembel? Păi. 1, 2 și 3 și 4 pleacă tu, alegem altul. Prosti, nici n-am mai auzit numărătoarea asta. Mi-a spus-o mama. Și tot ea ți-a spus să trișezi? Ai grijă cui spui tu că trișează. Bine, trișoară. Te avertizez, știu arte marțiale. Pot să despic un om în două folosind doar degetul mare de la picior. Îmi pare rău, domnule Besser, am venit imediat și am primit mesajul. Nu v-aș chema de la lucru, stimate domnule Nasta, dacă n-ar fi foarte important. Sper să fie. L-am avertizat pe Vinnie că dacă mai înjură, vorbesc cu dumneavoastră. N-a fost vina mea, tati, tipul ăsta. Taci gura, nu vă temeți, domnule Besser, aveți cuvântul meu că nu se va mai repeta. Nu știu de unde învață asemenea cuvinte. Ce e cu tine? Crezi că de la tine? Oh, cred că îl confundați pe Jesse cu altcineva. Jesse al meu nu vorbește urât. Știe că nu aș suporta o gură spurcată. Îmi pare rău, dar Jesse a fost. În cazul ăsta, vreau să-mi spuneți exact ce a zis băiatul. Păi, nu... Ăsta e U? Pot să-ți explic, nu știam ce înseamnă. Credeam că e ceva de bine. Piatră? Hârtie? Foarfecă? Gata! O, nu! Am ieșit! Nu, ai câștigat și eu! Cum? Am câștigat? Gata, nu pot să cred! Chiar o să jucăm? Da, în sfârșit! Eu servesc! Nu, eu servesc! Nani, eu sunt prima! Eu sunt prima! Eu sunt prima! Hei! Scuze! Pe guma mea, uite de pe unde joci! Pe guma mea? Hei, Polly! Nu-i rău pentru unul ca mine! Ai grijă, bula! Adică, vai, pardon, scuze-mă! Vai! Nu mai e dor! Hehehe, ca să vezi, nu mai înjur, dar pot să vă trag o bătaie dacă vreau? Oare unde e Jesse? Te rog, lasă-mă să mă duc la școală! Vreau să fiu cu prietenii mei! Prieteni! Halal, prieteni! Nu sunt decât o adunătură de guri spurcate! Până când înveți să vorbești civilizat, urmezi cursurile de acasă! Nu, mamă, te rog! Nu vreau să fiu unul din puștii care fac cursuri acasă! Am destule probleme!
Oh, haide, o să fie grozav. O să-ți placă să mai ai profesoară. O să ne distrăm. După matematică, scriere și geografie, facem gimnastică. Unde mi-ai fi pus colanții? Nu! Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.